Vaccinarea cu serul AstraZeneca a început cu o oarecare întârziere ieri la centrul de vaccinare deschis la Spitalul de Urgență din Petroșani. Aici au fost deschise două fluxuri de vaccinare, unde pot fi vaccinate pe zi aproximativ 120 de persoane. Sunt însă și multe persoane care renunță la acest vaccin. Din 15 martie, cei care doresc să se imunizeze pot să se programeze la centrul de vaccinare de la Spitalul de Urgență din Petroșani. Procesul de vaccinare propriu-zis a început ieri în jurul prânzului, iar toți cei programați au fost imunizați. Aici se administrează serul AstraZeneca, iar în urma ultimelor informații apărute la nivel național despre acest ser, mulți dintre cei programați nu se mai prezintă la vaccin. S-a reactivat centrul de vaccinare de la Spitalul de Urgență Petroșani. Sunt aprobate două fluxuri AstraZeneca acolo, deci un ritm de 120 de persoane pe zi. A fost livrat vaccinul pentru o săptămână, au la dispoziție dozele necesare de vaccin, toate lucrurile au mers normal și continuă vaccinarea și pe acel centru. Din 15 martie a început etapa a treia de vaccinare împotriva COVID-19 pentru populația generală, iar listele de așteptare pentru programarea la vaccinare au devenit disponibile. Există pe centru de la Spitalul de Urgență Petroșani, se pot programa și, de fapt, în platformă, în general, se pot face pe liste de așteptare, inclusiv din etapa a treia. S-au activat acele liste de așteptare. Sunt deja câteva mii de persoane care sunt înregistrate pe lista de așteptare la nivelul județului. În momentul în care se eliberează un loc, vor fi notificați și au la dispoziție 24 de ore să-și selecteze, să-și confirme, de fapt, programarea în centru dorit. De la începutul campaniei de vaccinare și până în data de 13 martie, în județul Hunedoara au fost administrate 35.279 de doze, respectiv doza 1 și rapel, dintre care 31.079 cu Pfizer, 3.680 cu AstraZeneca și 520 cu serul de la Moderna.